până la urmă am reușit. Tehnica asta parcă în fiecare zi de duminică ne dă ceva bătăie de cap, dar asta nu ne va împiedica să intrăm live. Așadar, duminică seara, ca de obicei, un live. Salutare tuturor, mă bucur că suntem împreună din nou aici pe canal. Hai să văd cum să fac să stea mai drept. Așa, ia să vedem, mai drept. Așa. Vă salut cu drag pe toți și, așa cum v-am anunțat, un nou live aici pe canalul nostru de YouTube. Mă bucur că suntem toți aici și mă bucur că toată lumea se bucură de o zi de duminică așa cum o avem. Încă o dată mulțumesc. Știu că în acest moment live este și prietenul nostru drag, Marian Adventure, dar eu știu că avem foarte mulți oameni care abia așteaptă să interacționeze cu noi, pentru că asta o simt în fiecare zi din mesaje. Stați să văd dacă reușesc să mai reglez puțin camera aici. Sper să nu întrerup transmisia. Văd că nu reușesc. Hai să văd. Da, nu reușesc, dar asta e viața. Așa că vă salut cu drag pe toți și mă bucur încă o dată să vă văd. Așa cum vă spuneam, la live-ul de duminică, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, încercăm să fim prezenți cât mai mult aici duminică pe YouTube. Știți foarte bine, noi evităm să lucrăm duminica, dar asta nu înseamnă că nu stăm cu voi de vorbă și nu vă răspundem la întrebări. Vă spun sincer, în toată săptămâna asta am fost copleșit de numărul mare de mesaje pe care le-am primit și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Și apropo, nu uitați să apăsați butonul de like. Atât de mult contează treaba asta, de nici nu vă puteți imagina, mai ales după noile setări pe care le face YouTube. Cel mai important este butonul de like și, bineînțeles, comentariile pe care să le lăsați la fiecare video. Abia atunci YouTube începe să difuzeze acele imagini și să le distribuie la alți oameni. Așa că vă mulțumesc din suflet fiecăruia în parte pentru acest lucru și să știți că ne ajută foarte, foarte mult. Așa cum vă spuneam, am primit săptămâna asta foarte multe mesaje. Cred că n-am mai primit așa multe mesaje de cel puțin 6 luni de zile și asta nu poate decât să mă bucure și să arate faptul că apreciați sinceritatea și corectitudinea pe care încerc să o aduc aici pe acest canal și Dumnezeu mi-e martor că fac asta total, absolut total neinteresat și o fac pentru niște oameni care știu că își doresc o viață frumoasă, își doresc să găsească niște locuri frumoase și eu cred că locurile pe care vi le arătăm și locurile pe care, în care mergem noi sunt locuri foarte frumoase și foarte apreciate de voi. Ups, deja vin mesajele, vă mulțumesc tuturor, aștept în continuare mesaje și întrebări de la voi și bineînțeles nu uitați să-mi spuneți și locul din care intrați să ne vedeți, asta mă ajută pe mine și bineînțeles să ne dea așa o imagine a canalului unde suntem recepționați. Apropo, să știți că săptămâna asta am primit mesaje inclusiv din insulele Irland. Nici nu știu că sunt atât de mulți români care ne privesc de acolo. Mihai Gogea ne salută. Salutări și noi te salutăm cu mare drag și mă bucur că suntem împreună și în seara asta. Mario Di Bella, bună seara! Bună seara îți spunem și noi și ne bucurăm că ești aici cu noi. Din câte știu eu, dacă nu greșesc, voi locuiți în Germania și sunteți o familie mixtă, româno-italiană, dacă nu greșesc. Deja comunitatea noastră care este din ce în ce mai mare și eu apreciez treaba asta, să știți că încep să învăț despre fiecare dintre voi cât pot de mult, la fel cum și voi ne urmăriți, să știți că pentru mine este o onoare să știu că sunt oameni care ne privesc și care apreciază munca pe care o facem și iau ca atare toate lucrurile pe care le facem.
Benke ne spune salutare și noi spunem salutare și ne bucurăm că ești și în seara asta alături de noi. Așa cum spuneam, gândiți-vă, duminică seara, cel mai plăcut este să stai, să te uiți la televizor, să vezi un film, să citești eventual o carte. Dar știu cât de important este pentru mine și pentru comunitatea noastră să vin cu câte un update în fiecare duminică despre săptămâna care tocmai s-a încheiat și, bineînțeles, despre ceea ce urmează, pentru că avem o săptămână plină și, așa cum v-am spus, ne-am apucat de treabă. O să vă spun imediat și cât de importantă e treaba pe care o facem. Margareta ne spune, bună seara! Bună seara, îți transmitem și noi și mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți aici și faptul că ați apăsat acel buton de like. E, așa cum spuneam, foarte important. Cei de la YouTube au schimbat algoritmul și algoritmul ăsta lor presupune, în primul rând, interacțiunea cu cei care te privesc, așa că cei care ne privesc, pe lângă beneficiul de a privi acest video sau orice video la care vă uitați, contează foarte mult și acel like și un comentariu. Și dacă ne spuneți doar salutare, să știți că ajută, pentru că așa știe YouTube că interacționăm cu cei care ne privesc. Asta era din nou o chestiune tehnică pe care am vrut să o spun. Oh, Leonardo! Bună seara, Leonardo! Îți mulțumesc că ești și în seara asta alături de noi. Să știi că nu am uitat de tine și să știi că nu am uitat de întrebările pe care mi le-ai lăsat. Încă nu am un răspuns foarte concret. Am adresat câteva întrebări unor prieteni de-ai noștri care sunt în exact aceeași situație cum ești și tu. Sau, mă rog, referitor la întrebarea pe care mi-ai adresat-o, situația este cam așa. Am primit răspunsuri diferite și de asta nu am vrut să-ți fac acolo un răspuns pe canal, dar cu siguranță că în perioada care urmează vom găsi un răspuns la întrebarea ta și, bineînțeles, la întrebările fiecăruia care ni se adresează aici pe canal. Așa că aștept în continuare întrebările voastre și, așa cum am primit mesaje săptămâna asta, foarte multe, nu multe, foarte, foarte multe, am și răspuns la o parte dintre aceste mesaje și răspundem în continuare, în măsura în care putem. Sperăm să aducem, nu știu, ceea ce vă doriți, răspunsurile care vi le doriți, cât mai prompt. Mirela Dibela, bună seara! Bună seara, vă salutăm și noi cu mare drag și mă bucur că și dumneavoastră sunteți alături de noi și vă așteptăm la Bătania, nu? Deci, dacă am zis, am zis, nu? Apropo, să știți că m-am interesat despre Bătania și despre locul preferat de agrement de la Bătania, și anume ștrandul de la Bătania. Ștrandul de la Bătania își deschide porțile în luna mai. În luna mai își deschide porțile și, bineînțeles, că veți vedea la vremea respectivă cum arată ștrandul și mai ales ce activități pot fi făcute acolo, care sunt activitățile din jurul ștrandului. Repet, Bătania este un orășel micuț, un orășel, nu micuț, foarte mic. Și care are o comunitate foarte legată și veți vedea în videourile care urmează despre comunitatea noastră și despre modul în care știe comunitatea noastră să se comporte cu oamenii din jur. Și că deja este filmat vlogul, doar că mai am de lucrat la el. Bineînțeles că am discutat cu câțiva reprezentanți ai organizațiilor de comunități ale românilor, pentru că în Ungaria, cred că știți și dacă nu știți, vă spun încă o dată, în fiecare localitate există câte o organizație numită Autoguvernarea Românilor. Ce face organizația asta, care de fapt este un fel de ONG, pe lângă faptul că coagulează comunitatea în jurul ei, desfășoară activități culturale și activități de tradiție și cultură pentru comunitatea respectivă. Astfel de comunități au absolut toate minoritățile în Ungaria. De la sârbi, de la polonezi, de la nemți, de la evrei, de la absolut toată lumea. Toți au câte o astfel de organizație.
și primesc finanțări pentru diverse proiecte prin care ei pot să păstreze dansurile, limba, cultura, sărbătorile, deci sunt foarte multe activități pe care ei le desfășoară cu o finanțare de la statul maghiar, prin care asigură o legătură a comunității cât mai bună. Știu că poate suna foarte ciudat cum statul maghiar să finanțeze activitățile culturale românești, dar asta este realitatea. Și toate aceste organizații în fiecare localitate, repet, absolut în fiecare localitate există câte o autoguvernare a românilor. Și autoguvernarea asta, să știți că nu e nici ca partid politic, nu este nici ca, nu știu, o organizație închisă, nu. Ea pur și simplu creează evenimentele și la evenimente se poate să vină românii să socializeze, să se întâlnească, să vorbească, să-și dezvolte proiecte comune. Unii se asociază în afaceri, alții învață despre localități. Unii își aduc prieteni care vor să se mute în orașele din Ungaria. Iar alții, așa ca și mine, se duce și filmează acolo pentru voi. Și acolo ați văzut de foarte multe ori festival gastronomic, festival de făcut zacuscă. Nici nu mai știu la câte. Festivalul dansului este recital de poezie, seară culturală cu diverse piese de teatru și de dansuri și așa mai departe. Deci sunt foarte multe chestii pe care oamenii ăștia le organizează special pentru comunitatea românească. Haideți că mai luăm câteva întrebări și aștept în continuare întrebările voastre și, cum s-ar spune, dați-mi cât mai direct întrebările ca să pot să ofer și eu răspunsurile cele mai potrivite. Așa, Margareta ne spune, bună seara din Viena. Vă mulțumesc că ne urmăriți din Viena și credeți-ne că apreciem foarte mult faptul că sunteți aici alături de noi. Leonardo, mulțumesc că nu m-ai uitat. Stimă și respect. N-am cum să uit și să știți că nu uit pe absolut nimeni, chiar dacă durează mai mult. Așa cum v-am obișnuit, răspunsurile pe care vi le dau sau problemele pe care le prezint, încerc să le prezint cât mai corect și decât să dau o informație eronată sau pe jumătate, mai bine nu o ofer decât în momentul în care ea este 100%. Și de aia o să vă rog tuturor să aveți, cei care m-ați mai întrebat și pe Facebook și pe Instagram anumite lucruri, să aveți puțină răbdare până când reușesc să le documentez foarte bine. Pe unele, la unele probleme răspund imediat dacă știu răspunsul, dacă m-am întâlnit și eu cu situațiile respective, iar la altele caut până când în momentul în care am o informație oficială și veridică. Până atunci, rugămintea mea este să așteptăm puțin. Mirela Dbela, mulțumesc mult! Astăzi m-am uitat pe net la ștrandul din Bătania mea. Aici cu Bătania mea este Bătania noastră, am putea spune. Și vreau să vă spun că acum, la sfârșit de săptămână, mai exact vineri seara, am avut o întâlnire cu doamna director de la școala românească de la Bătania, o doamnă absolut deosebită și care mi-a spus că apreciază foarte mult numărul mare de români care a venit la Bătania în ultima vreme și apreciază foarte mult canalul. Doamna urmărește și canalul nostru de YouTube și îi rămân recunoscătoare pentru informațiile absolut extraordinare pe care mi le-a dat despre școală, despre modul în care sunt educați copiii românilor din Ungaria, despre modul în care școala reușește să dezvolte programe culturale și de educație pentru comunitățile românești. Și cel mai mult apreciez faptul că este o școală unde se vorbește o limba română pură. Și oamenii care își trimit acolo copiii, și să știți că nu sunt doar români, că sunt și maghiari, sunt și sârbi, sunt și alte naționalități care își trimit copiii la școala românească pentru că sunt profesori foarte buni. Asta nu poate decât să mă bucure să aud că vin copii de la 10 de kilometri distanță
să îi aduc părinții la școala românească din Bătania, pentru că este o școală foarte bună. Dar să revin la doamna director, am avut o discuție vis-a-vis de modul în care este privită comunitatea românilor, mai ales de unii care poate au citit anumite lucruri despre românii din Ungaria sau despre ce își imaginează ei că se întâmplă în Ungaria, și a apreciat faptul că aici nu am făcut decât să arătăm viața pură din comunitatea noastră și din comunitatea celor care ar vrea să știe despre ea. Am spus și despre intenția unor abonați ai canalului de a se muta la Bătania și de a veni în vacanță la Bătania. Nu i-a venit să creadă și îmi spunea: domnule, avem un oraș foarte mic. Și așa și este. Orașul este nesemnificativ în comparație cu alte orașe mai mari. Dar eu spun că este un oraș cochet, este un oraș bine întreținut și cu oameni foarte faini, oameni care țin la comunitatea din care fac parte. Da. Mergem puțin mai departe. Tot Mirela îmi spune: am găsit și cine este la Casa Românilor responsabil. Da, și eu știu cine este responsabil la Casa Românilor. Ideea este că atunci când mergeți la Casa Românilor, nu ne trebuie doar administratorul, ci cei care fac programele culturale. Programe culturale le fac cei din comunitatea românilor și, bineînțeles, că cei de la Autoguvernarea Românilor. Și am discutat cu reprezentantul acestei organizații, că este un om pe care îl cunoaștem foarte bine, adică toată Bătania știe cine este și mai ales ce au în portofoliu. Ideea este că eu vreau să vă ofer acolo și alte informații legate de modul în care funcționează Casa Românilor. Și uitați-vă, cu ocazia asta, poate că ar fi foarte, foarte sănătos să facem și un vlog pe tema asta, cum și ce se întâmplă la Casa Românilor din Bătania. Să știți că este o clădire foarte frumoasă, o clădire generoasă și care atrage românii din împrejurimi. Așa tot Mirela spune: mulțumim pentru tot ceea ce faci în ajutorul nostru, în găsirea liniștii. Mă bucur că videourile tale sunt transmise pe net din ce în ce mai mult. Felicitări, ține tot așa. Mulțumesc foarte mult. Să știți că aceste videouri sunt transmise pe net și pentru că voi, cei care mă priviți, apăsați butonul de like, v-ați abonat la canal și foarte mulți dintre voi dați distribuire și pe Facebook. Să știți că mă ajută foarte mult dacă distribuiți videourile noastre pe Facebook. În felul ăsta ajung și la oameni care poate nu știau de existența canalului, iar YouTube știe că dacă este dat și în alte rețele, cu siguranță este bun și atunci îl distribuie pe mai departe. Și să știți că asta ajută și comunitatea noastră. În același timp, foarte mult contează și faptul că avem mai multe persoane care au ales calitatea de membru. Într-adevăr, acolo trebuie plătit o sumă, nu e o sumă extraordinară, zic eu, o sumă mică, dar o sumă care pe noi ne ajută să facem deplasări în stânga și în dreapta. Și să știți că numai în weekendul ăsta cred că am făcut în jur de 500 de kilometri cu mașina. Am fost la filmări. Atât. Deci am fost să filmez pentru că au fost foarte multe cereri din partea abonaților pentru diverse lucruri și, așa cum v-am spus, eu iau lucrurile pas cu pas. Din nefericire pentru ai mei, eu la sfârșit de săptămână filmez marea majoritate a videourilor și atunci, din păcate, Vio și copiii de foarte multe ori sunt sacrificați și rămân acasă dacă avem și alte activități și eu trebuie să mă duc să filmez pentru că nu vreau să dezamăgesc. Dacă am plecat pe acest drum și dacă ne-am apucat de treabă, mergem și o facem până la capăt. Bineînțeles că toate cheltuielile sunt suportate din bugetul familiei și, mai nou, din ceea ce ne ajută publicul care ne privește și au ales calitatea de membru sau cei care au făcut donații, că se pot face și donații și atunci și asta ne ajută. Repet, nu am cerut nimănui și nu cer nimănui niciun bănuț pentru nici un lucru pe care îl fac aici pe canal. Și dacă cineva a cerut vreun cent în numele meu, vă rog să-mi scrieți imediat pentru că nu pretind și nu vreau niciun ban de la absolut nimeni.
Faptul că am prezentat case, faptul că am arătat locurile frumoase, faptul că arat oportunitățile de investiții, le fac pur și simplu pentru că vreau să ajut niște oameni care sunt în căutarea unui loc liniștit în viață. Nu mă interesează să aduc firme de agenții imobiliare sau alte care m-au contactat, să știți că m-au căutat destul de mult, să-mi propună să colaborăm, în care să mă plătească, să prezint diverse lucruri. Treaba mea este să țin canalul pentru ceea ce l-am făcut la început. Când am plecat la drum, eu nu am plecat cu drumul de a face o agenție imobiliară. De aceea, la foarte mulți care mi-ați scris, vreau o casă acolo, aș vrea o casă la prețul ăla, v-am răspuns, nu mă ocup de case, eu fac vloguri, vă prezint oportunitățile, am arătat și modul în care puteți ajunge la casele ieftine, vă sprijin în continuare să ajungeți la casele ieftine și în același timp încercăm să îi sprijinim pe cei care poate au mai puțin bănuți în buzunar și vor să ajungă într-un loc liniștit, pentru că nimic nu este mai important pe lumea asta decât să-ți găsești liniștea sufletească. Și Dumnezeu mi-e martor că pentru asta, credeți-mă că fac aproape orice. Da. Mergem mai departe. Ioan Suciu. Am onoarea, prietene deosebit. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ești alături de noi. Nu știu dacă ești chiar Nelu pe care îl știu eu, dar dacă ești, te rog să-mi confirm și să apreciez că și tu ai o contribuție foarte frumoasă la comunitatea românilor care există în Bătania și nu numai în Bătania. World on Keto. Salutare! Salutare și mă bucur că ești aici alături de noi. Și bineînțeles pentru faptul că ne susții, pentru că de foarte multe ori am primit mesajele tale și ne-am bucurat de ele. World on Keto, hai nu mai fiți supărați, vin și eu acolo, deschid fabrică, magazin de îngrășăminte bio. Perfect! Așa cum ai văzut, la noi în Livadă totul este cât se poate de natural și eu nu spun că sunt bio, pentru că știu ca să îndeplinești condiții bio, trebuie să asiguri anumite condiții. Și condițiile alea sunt foarte greu de îndeplinit, mai ales într-o zonă cu agricultură intensă. Noi când am ales Bătania, am ales-o exact pentru ceea ce au plecat maghiarii din zonă. Adică, faptul că nu este industrie, nefiind industrie, oamenii nu au unde să meargă la locuri de muncă decât la o distanță mai mare și faptul că este foarte multă liniște. Ori, unii își doresc o viață mai agitată. Noi am trecut de capitolul ăsta vieții agitate, așa că suntem în continuare aici cu voi și vom rămâne în continuare. Așadar, să revin la partea cu ceea ce facem în Livadă. Lucrăm natural și tratăm doar pomii, nu tratăm fructele. În momentul în care a apărut fructul, s-a terminat cu tratarea în livadă, decât dacă există un pericol iminent ca pomii să aibă de suferit. Atât. În rest, și intervenim strict la problema care există. Pentru asta, așa cum v-am arătat de foarte multe ori, eu vin la livadă cu prietenul meu Vasile. Vasile, l-ați văzut, este un om absolut deosebit. Vasile este un inginer horticol, este profesor la Universitatea din Cluj, este un foarte mare proprietar de livezi atât în România cât și în Republica Moldova și în Ucraina are livezi foarte mari. Este un mare exportator de fructe și legume, așa că cred că este omul cel mai potrivit. Și dacă l-ați văzut pe Alex și pe Ion la noi în livadă, să știți că Alex și Ion sunt prietenii mei care lucrează la o livadă foarte mare și ei sunt colegi cu Vasile, cu prietenul meu Vasile și de aceea am încercat să aduc oameni care se pricep mult mai bine decât mine și mult mai bine decât alții care mi-au dat tot felul de sfaturi. Da. Ioan Suciu. Da, Radio România Actualități. Apropo, vreau să vă spun o întâmplare foarte frumoasă despre prietenul meu Nelu. Te rog să nu te super, Nelu, că dezvăluie aici la abonații canalului nostru povestea noastră. Noi aici pe canal am arătat o invenție
de-a noastră, pe care am făcut-o în livadă. Așa cum știți, am fost atacați de grauri în urmă cu câțiva ani de zile și nu am vrut să omor în păsările, că cea mai simplă chestiune este să omor păsările și cel mai simplu este să scapi de problema asta în felul ăsta. Noi am zis nu, trecem și mi-am pus problema cum au rezolvat problemele cu graurii bunicii și străbunicii noștri. Și am zis, hai să mergem la o chestiune naturală. Și atunci am descoperit că la grauri le e frică de oameni și de vulturi. Așa că am cumpărat un vultur imens, foarte mare, dar are nici nu știu câte kilograme, pe care l-am legat cu o ață în vârful unui băț și bățul l-am legat în vârful unui pom. Bineînțeles, m-au certat 1 milion de oameni pentru chestia asta. Primul care m-a certat a fost Vasile, prietenul meu de care tocmai vă spuneam, că a spus că de pom nu trebuie să legi absolut nimic niciodată, că le faci răni și așa mai departe. Dar, așa, în momentul în care am pus vulturul, a venit la mine o vecină. Noi spunem Momo la vecină, adică bunica. Pe ungurește îi spune Momo. Și a venit Momo la mine și eu cum nu prea vorbesc maghiar, adică știu câteva cuvinte acum de atâta vreme acolo, vă dați seama că am mai prins ceva. Mama mi-a explicat că nu e bine să țin doar vulturul și că rețeta tradițională pentru speriat aș putea să încerc cu un radio. Și eu a venit cu un radio la mine și am zis cum să pun eu un radio. Și el mi-a spus că dacă pun și să aud voci, la graurile este frică de voci și dacă văd și vulturul, atunci o să fie și mai bine. Zis și făcut, am luat radio de la Momo, am mai luat un radio de la mine, care erau pe baterii, le-am băgat într-o pungă și le-am legat în copaci. Ei, în momentul ăla n-a mai venit absolut niciun graur. Și atunci am făcut un video pe care l-a văzut și Nelu, prietenul meu, care este corespondentul Radio România Actualități și cu ocazia asta vreau să spun Nelu că Radio România Actualități se ascultă permanent la noi pe terasă în Ungaria. Absolut permanent. Întotdeauna acolo merge doar Radio România Actualități. Și în livadă merge Radio România Actualități și Modior Radio. De ce am ales cele două radiouri? Pentru că sunt foarte multe talk show-uri și sunt multe voci. Și fiind vocile încrucișate, în momentul în care graurii își trimit căutătorii, că ei trimit câțiva grauri înainte să vadă unde pot ataca, în momentul în care aud voci, se iau și pleacă. Și dacă văd și vulturul deasupra, cu atât de mult. De anul ăsta sper să avem mai mulți vulturi acolo pentru că am lărgit investiția. Bun. Și cu asta închei povestea cu prietenul meu Nelu, care a și văzut treaba asta și a transmis la Radio România Actualități în România știrea, ceea ce pentru mine a fost la început așa. Ziceam că nu-i chiar de o știre, dar în momentul în care am auzit cum a făcut Nelu știrea, care este foarte priceput și are un talent absolut deosebit. A fost o onoare să fiu pe Radio România Actualități cu invenția noastră. Oh, Gabi Dinu! Gabi Dinu, bună seara, bună seara! Cu mare drag te salut! Gabi este și membru la noi pe canal și îți mulțumesc încă o dată pentru susținerea care o arăți pentru canalul nostru și pentru faptul că ești alături de noi de cele mai multe ori. Așa că încă o dată din suflet îți mulțumesc! World on Keto, corect, dar puteți folosi îngrășăminte etc. Nu vreau să mă laud, dar sunt grow master și consultant în agricultură, așa că voi fi acolo dacă aveți nevoie de sfaturi. Oricând sfaturile sunt binevenite și mulțumesc încă o dată pentru ele. Repet, primesc foarte multe sfaturi despre modul în care lucrez la livadă și mai ales acum, apropo, după ultima tăiere, am cam fost dojenit de unul dintre abonații noștri, dar nu e nicio problemă că suportăm și așa ceva. De ce am tăiat pomii? De ce i-am tuns? Pentru că pomii nu se tund decât dacă sunt sălbatici. Ei, ai mei nu sunt sălbatici, dar cei care ați văzut videourile, sper că ați înțeles de ce a trebuit să facem niște tăieri atât de profunde și de ce a trebuit să corectăm. Și acum o să vin și aici cu o corectură. În ultimii 2 ani am intrat foarte agresiv la tăieri în livada noastră de cireș și am preferat să sacrificăm fructele în detrimentul pomilor, pentru că fructele vor veni și în anii următori, dar pomii trebuie salvați.
Cred că v-ați obișnuit cu mine, scopul meu în viață nu este doar banul și e adevărat, să obții o producție rapidă și de scurt termen, așa, se poate face cu pomii în forma în care sunt. Dar dacă vrei să ai niște pomi sănătoși, care să-ți producă cireșe, poate mai puține, dar pe termen mai lung, atunci trebuie să asiguri pomului ceea ce are nevoie. Ori noi exact asta facem acum, corectura, și o facem din două motive. Primul, pentru că atunci când am plantat o parte din pomi, nu am abordat corectura de rigoare. Și doi, a fost o perioadă când nu am putut să merg acolo exact când au avut ei nevoie de mine și nu am putut să fac tăierile respective. Și au crescut într-un fel în care nu trebuiau să crească. De aceea, acum am intervenit atât de brutal. Anul trecut am făcut prima intervenție și anul ăsta am făcut a doua și sper să fie ultima și să avem o producție foarte bună. Așa că ăsta este motivul pentru care mi-am mușcat buza și m-am mușcat de deget, credeți-mă că de nu știu câte ori am plecat din livadă. Am încercat acolo să tun cu Ion și cu Alex, dar la un moment dat când ne vedeam pe Alex cum intră de brutal, am și plecat de acolo că nu am vrut să intervin peste ei, știind că sunt foarte buni specialiști și nu am vrut să intervin în ceea ce au făcut ei. Anul trecut Vasile m-a lăsat pe mine să fac niște chestiuni în livadă și abia anul ăsta mi-am dat seama că am greșit profund atunci când nu l-am lăsat să taie așa cum a zis el inițial. Așa. Există pesticide și fungicide naturale care nu dăunează. Știu asta, încă nu le folosesc pentru că nu am folosit astfel de substanțe. Așa cum am spus, intervenim doar dacă se îmbolnăvesc pomii, în rest până acum nu am făcut absolut nimic. Încercăm să oferim apă și atât. Asta este ca și la alergare, să știți. Așa, eu merg și la alergare și toată lumea se întreabă ce am într-o sticluță așa micuță pe care o am la mine când plec la alergare. Este apă, pur și simplu apă, nimic altceva. Nu folosesc niciun fel de substanță chimică care să mă ajute să aleg. Pentru că asta te poate ajuta pe termen scurt, dar pe termen lung îți dăunează. Așa că eu prefer cursele lungi și nu cursele scurte. Așa e și în viață. Și așa este și pe canal. Decât să obțin un venit rapid, facil, mai bine, mai puțin, dar pe distanță mai lungă și, așa cum am spus, în viață mie îmi place să trăiesc liniștit și să-mi văd de treaba mea. Iar cei care mă cunoașteți, cred că v-ați dat seama de treaba asta, nu mă interesează excesele și nu mă interesează alte lucruri și nu am scopuri ascunse. Ce am de spus, îi spun omului, chiar dacă încerc într-o formă elegantă, dar îi spun că asta e viața. Alin Simion, ciocolată de casă, da, știu, te salut Vasile, ți-am trimis mesaj pe mes. Ignoră-l. Am găsit ce voiam să aflu de la tine. Mulțumesc foarte mult. Eu am încercat să-ți răspund și încerc să răspund fiecăruia. Bineînțeles că pe unii dintre voi deja am început să vă cunosc și să vă știu și încerc să fiu atent cu toată lumea, dar mai ales cu cei care știu că sunt frecvent aici pe canalul ăsta, nu am cum să nu fiu atent și să știi că sunt atent la fiecare mesaj care vine. Chiar dacă săptămâna asta au fost mii, nici nu mai țin minte câte mii de mesaje am primit, dar credeți-mă că am fost luat așa, cu învăluirea pe absolut toate canalele de comunicare. Da. Și că da, se poate pietre roșii, CD-uri printre crengi. CD-urile să știi că n-au niciun efect, am pus absolut niciun efect. Cred că își făceau freza graurii în CD-urile mele. Și să știi că am căutat o cutie cu CD-uri prin podul casei, de m-a bătut sfântul, că n-am mai știut pe acolo. Îți dai seama că nu mai folosim CD-uri, dar mi-am adus aminte că la noi în pod am lăsat o cutie în care aveam niște muzică din aia veche pe vremuri când plecam prin străinătate, îmi puneam la mașină să am la distanță lungă. Și la fiecare deplasare mai lungă îmi scriam câte un CD și toate CD-urile astea erau la un moment dat într-o cutie în torpedoul mașinii. Și le-am pus într-o cutie că am zis, da, cine știe, poate o să avem vreodată nevoie de ele. Ei, m-am dus și le-am căutat, ale le-am legat în pom, niciun efect n-a fost, să știi. Așa,
Elena ne spune, bună seara, bună seara, îți transmitem și noi și mulțumesc că ești alături de noi. Ioan Suciu, mulțumesc pentru atenție, oricând alături de Studio TV Vasile Blidar. Mulțumesc, Nelu, așa cum vă spuneam, Nelu este Ioan Suciu, pentru că Nelu este pentru prieteni. Ioan Suciu este corespondentul Radio România Actualități și un om absolut deosebit, un om care se implică în comunitate și un om care vine cu știrile exact așa cum sunt. Și te apreciez foarte mult pentru corectitudinea și pentru modul în care tu îți faci treaba. Mai sunt și alți ziariști care lucrează, dar ca și tine să știi că sunt puțini care să-și vadă de corectitudine și de informația pertinentă și corectă să ajungă la cel care o vede sau cel care o citește sau o ascultă. Încă o dată mulțumesc mult pentru susținere. Gabi Dinu, cu respect. Gabi, încă o dată, nu știu cum să-mi arăt recunoștința față de tine și față de toți cei care ați ales să faceți pasul prin care să susțineți acest canal. Oh, salutare, Iulian Hussein! Extraordinar de bucuros sunt că te văd și pe acest live și bineînțeles că mă bucur de fiecare dintre voi și așa cum vă spuneam, aștept mesajele voastre pentru că ele sunt foarte importante și uite, în acest moment avem 20 de persoane cu 28 de like-uri. Extraordinar! Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați apăsat acest buton de like și pentru faptul că sunteți alături de noi și în această seară pe acest live. Așa cum v-am spus, săptămâna asta am primit foarte multe mesaje și cu tot regretul pentru unii care sunt convins că nu le-a convenit ceea ce le-am răspuns, dar vă spun și vouă acum, le-am transmis că nu mă ocup de vânzarea de case și știți foarte bine că nu scot case la vânzare, nu am agenție imobiliară, nu mă ocup de intermedieri și nici nu vă recomand să mergeți la persoana X sau Y sau la firma X sau Y. Eu am prezentat câteva opțiuni prin care puteți să ajungeți dacă sunteți la mare distanță și aveți nevoie de cineva care să vă sfătuiască. Dacă sunteți în zonă, eu vă recomand să veniți, să vă plimbați și să găsiți casa de care aveți nevoie. Sunt convins că găsiți. Nu există așa ceva. În acest weekend m-am întâlnit cu deputatul românilor din Parlamentul de la Budapesta. Numele lui este Traian Cresta. Și Traian locuiește în Bătania. Este un om pe care îl cunosc de cam 30 de ani. Și Traian apreciază foarte mult acest canal de YouTube, motiv pentru care m-a invitat în Parlamentul de la Budapesta să văd cum se lucrează și mai ales ce face el pentru comunitatea românilor din Ungaria. I-am răspuns pozitiv și bineînțeles că o să mergem acolo. Toți veți veni cu noi. Acum suntem 13.000 de abonați aici pe canal, ceea ce este o mare realizare pentru mine. N-am crezut niciodată că o să am atât de mulți oameni cu noi aici pe canal. Dar să revin la informație, la Bătania am aflat că locuiesc în jur de 6.000 de persoane. Asta în condițiile în care acum 20 de ani la Bătania locuiau aproape 20.000 de oameni și au fost perioade imediat în anii 90 când au locuit 22.000 de persoane în Bătania. Ceea ce spune foarte mult, gândiți-vă că diferența de la 6.000 la 20.000 sunt casele care astăzi sunt goale. Pentru că mă întrebați foarte mulți dacă mai sunt case ieftine la Bătania, răspunsul meu este așa. Localitatea a avut 20.000 de locuitori, iar acum are doar 6.000. Diferența este goală. Aici, pe diferența asta, să știți că se mai poate locui. Și există foarte multe oportunități pe care trebuie să le vezi, trebuie să le accepți. E adevărat că nu trăiești nici în Zurich, nu locuiești nici la Londra, nu locuiești nici în Frankfurt, dar eu cred că cei care aleg Bătania aleg exact pentru că nu ești nici Zurich, nici Frankfurt, nici Londra și așa mai departe. Este locul în care te poți simți acasă. Iar eu, de câte ori pășesc, când plec din Bătania și mă întorc, când pășesc în Bătania, așa, simt acasă. Este singurul loc de pe planeta asta în care am fost și m-am simțit acasă. Poate că am eu păsăricile mele pe creier, dar
Așa consider eu, așa trăiesc eu și nu pot să spun că trăiesc altfel. Așa. Și cu ocazia asta revin la mai mulți abonați pe care sunt convins că i-am dezamăgit sau mesaje pe care mi le-au transmis, prin care le-am spus că nu mă ocup de vânzarea de casă. Ce vă propun eu în schimb este să veniți, să vă plimbați prin oraș, să vedeți orașul, poate vă place, poate nu vă place, poate că unii care considerați că este frumos orașul văzut prin intermediul camerei de filmat arată într-un fel și când îl vedeți în realitate poate arată cu totul și cu totul altfel de ceea ce vă imaginați. Eu vă propun și cei care doriți, lăsați un mesaj pe privat, pe Facebook sau pe Instagram, și noi vă primim inclusiv la noi acasă, să știți că nu am nicio problemă să vă primim acasă, doar trebuie să, v-am spus, să terminăm odată șantierul și, în al doilea rând, să nu fim plecați în perioada respectivă și la vară o să însoțim persoanele care doresc să vadă cum arată acest oraș, dacă nu e disponibilă locuirea la noi. Am vorbit deja în Bătania, sunt 3 pensiuni în Bătania, pe care o să le prezint în perioada următoare, numai să încălzească un pic vreme afară și să mai termin eu din lucru, pentru că avem acum foarte multe proiecte în derulare și la mine la serviciu, și la livadă, și imediat o să vă spun cu ce ne-am apucat de treabă. Și atunci, repet încă o dată, pot să vorbesc cu cei de la pensiunile respective, să obțin un preț mai redus decât îl cer ei în mod oficial, să veniți să stați 2-3 zile, o săptămână, cât vă doriți, și atunci sunt convins că faceți și economie la buget, umblând pe străzi, căutând casa de care aveți nevoie. Și cu ocazia asta vă faceți și vacanța, dacă aveți vacanță, pentru că din luna mai se deschide strandul, tot în primăvară puteți să mergeți la hipodrom, este un hipodrom într-un oraș apropiat și pe ăla să-l prezentăm. Putem să mergem să vizităm castelul, putem să mergem la niște festivaluri care se organizează în perioada respectivă. Așa că sunt foarte multe oportunități, repet, doar trebuie să le vezi. Haideți să mai luăm, că am mai venit între timp mesaje. Cheto zice, lăsați că am văzut toată planeta, mai ales după pandemia asta, e de rahat peste tot. Sunt în Spania acum până în martie ca să închei niște treburi. Apoi, adio. Oribil a devenit vestul. Ups. Da, noi am văzut treaba asta înainte de pandemie, să știți. Noi am locuit în Canada și unii dintre voi știți treaba asta. Am locuit în Toronto și eu știu că atunci când vrei să ai o familie și vrei să stai alături de ea, îți trebuie timp. Ori viața asta foarte agitată din marile orașe îți dă foarte multe, îți dă oportunități, îți dă bani, îți dă posibilități de dezvoltare, dar ți-a cel mai important lucru pe care îl are omul în viața asta, timpul. Și timpul ăla, din păcate, nu ți-l petreci cu familia ta, ci ți-l petreci cu alții. Și atunci, noi am ales să petrecem timpul cu familia. Chiar stăteam și ne uitam zilele astea, Alex al nostru împlinește anul ăsta 15 ani. El în maxim 3 ani de zile va pleca pe drumul lui în viață și o să-și vadă de ale lui. Nu era păcat să pierdem noi toți anii ăștia frumoși în care el a crescut? David are 13 ani zilele astea. Nu ar fi păcat să... ar fi fost păcat să nu petrecem timp alături de el? La ce mă ajută că locuiesc într-o casă mai mare și poate mai înaltă decât casa în care stau astăzi? Nu mă ajută la absolut nimic. La ce mă ajută că am în cont încă 30.000 de dolari, 50.000 de dolari, 100.000 de dolari să am în plus în cont? Pentru că asta nu mă ajută nimic. Să știți că pe lumea altă nu ducem nimic cu noi. Și asta nu trebuie să vă spun eu. Știți foarte bine. Și cel mai important lucru este să stăm cu copiii, să stăm cu familia și să ne bucurăm de noi atât cât putem să ne bucurăm sănătoși. Că după aceea știm ce va urma. Da, repet încă o dată, nu uitați să apăsați butonul de like, iar cei care nu v-ați abonat ne-ar ajuta foarte mult apăsatul pe abonare, iar cei care doriți să ne susțineți,
puteți să apăsați acea calitate de membru. Să știți că acolo sunt mai multe trepte, fiecare cum dorește să facă, dar să știți că puțini aia bănuți ne ajută să mergem mai departe și să susținem toate videourile astea pe care le facem aici pe canal. Să știți că nu este ușor să umbli și să mergi în stânga și în dreapta, mai ales când toate costă astăzi. Dar încă o dată, nu este un reproș și nu cer nimănui să se aboneze sau să devină membru dacă nu dorește. Doar cine dorește. Dar, repet, avem câțiva oameni sufletiși care au făcut deja lucrul ăsta. Așa. Tot World on Keto ne spune să ne trăiască. Mulțumesc foarte mult. Să știi că e foarte important pentru noi că astăzi noi avem o relație frumoasă cu copiii noștri. Nu este simplu astăzi să ai doi adolescenți în casă și nu este simplu să le explici că lecțiile de viață pe care noi le oferim și exemplele pe care le arătăm sunt cele corecte atunci când vin alții din spate și le arată cu totul și cu totul altceva. Viața la Bătania se desfășoară într-un mod foarte liniștit și calm. Viața în Arad, acolo unde ne ducem și o parte din timpul nostru, este foarte calmă și liniștită. Nimeni nu te deranjează cu absolut nimic dacă nu vrei. Dar societatea, în general, este o societate agresivă și o societate care vrea să se impună prin alte și alte valori decât alea la care noi am aderat atunci când ne-am născut. Și Mândan Iordan, sper să nu greșesc, salut, te urmăresc din Franța. O, salutare, mulțumesc pentru faptul că ne urmărești și mă bucur că ești alături de noi. Sper că ai apăsat butonul de abonare, să rămâi în continuare în update cu tot ceea ce facem aici. Și așa cum spuneam, tot ceea ce facem aici, facem odată ca să îi ajutăm pe oameni, dar foarte important, întrebarea ar fi de ce facem noi treaba asta. Pentru că aici, în suflet, ne simțim împliniți când știm că am mai ajutat niște oameni, când am mai ajutat încă o familie. Și Mandan Iordan zice, cum pot lua legătura cu dumneavoastră? Foarte simplu. Mă găsiți pe Facebook, Vasile Blidar, intrați, îmi lăsați un mesaj pe privat și cu cel mai mare drag încerc să vă răspund, încerc să răspund tuturor. Dar așa cum vă spuneam, mai ales în ultima săptămână am primit mii de mesaje, mii și mii de mesaje. Și explicația pentru aceste mii și mii de mesaje stă în următoarea situație. Poate ați văzut pe canalul nostru de podcast și vă sugerez să intrați pe canalul de podcast România. Dacă nu-l găsiți pe YouTube, că încă nu este bine indexat, dați podcast Vasile Blidar. Deci numele meu, Vasile Blidar Podcast. Și atunci o să vă arate. Acolo l-am invitat pe Bogdan, cel pe care l-ați mai văzut la noi pe live-uri și l-ați mai văzut la noi pe vloguri, să ne explice cum să ajungem la casele ieftine. Aia nu înseamnă că, dacă l-am arătat acolo, trebuie să mergeți să căutați o agenție imobiliară. Repet încă o dată, n-am recomandat și nu recomand nimănui niciodată să meargă la o anumită agenție. Puteți să mergeți la oricare. Dar la sugestia unora dintre voi am prezentat aceste opțiuni. Și pentru că în ultimele luni am avut mai multe vloguri în care am arătat aceste oportunități cu casele ieftine, m-a sunat într-o zi Marian Buga, corespondentul Ager Press, și m-a sunat Nelu, prietenul meu Nelu, Ioan Suciu de la Radio România Actualități, pentru că au văzut aceste oportunități și numărul mare de oameni care s-a interesat despre casele astea ieftine. Așa că au făcut o știre cu situația asta. Marian mi-a luat un interviu, Nelu m-a rugat să ia de pe vlog acolo unde mi-a explicat de ce am cumpărat noi casa la Bătania și vreau să vă spun că toată țara a vuit cu știri despre casele ieftine din Bătania. De aceea s-a și dus zvonul că în Bătania și în împrejurim nu mai sunt case ieftine. Total greșit. Sunt case ieftine. E adevărat că unii arată doar casele mai scumpe ca să le iasă lor comisionul mai mare.
Dar casele ieftine sunt continuare acolo, pentru că maghiarii tot la fel le vând. Să știți că ei n-au citit știrile din România și n-au mers după fentă. Dar, și nu, mă rog, să nu considerați că asta e o fentă. Dar ideea este că casele tot acolo sunt tot aceiași oameni în Bătania, nu s-au schimbat și nu se schimbă de la absolut nimic. Dar, repet, puteți intra pe Podcast România, dacă nu îl găsiți direct pe căutare pe YouTube, îl găsiți Podcast Vasile Blidar și veți ajunge acolo, veți vedea mai multe emisiuni, dar asta este una pe care pe mulți dintre voi vă interesează, poate și vedeți. Nu uitați să dați și acolo o abonare, că și aia contează. Acolo invit persoane de mare valoare, care vorbesc limba română, bineînțeles, pentru că este un canal românesc și pe care îl susținem. Și bineînțeles că veți vedea lucruri sau veți asculta oameni așa cum nu i-ați văzut poate niciodată pe unii dintre ei. Și veți afla ce oameni minunați avem în jurul nostru. Repet, și acolo și aici pe canal arătăm doar lucrurile bune și lucrurile frumoase. Pentru că eu consider că dacă vă răpiți din timpul vostru 3 minute, 5 minute, ar fi păcat ca timpul ăla eu să vi-l încarc cu noroi și cu tot felul de lucruri negative. Avem suficiente lucruri negative în jurul nostru și suficienți oameni care ne nebunesc cu tot felul de prostii. Ăsta este lucru care trebuie să vă dea o relaxare și să vă ofere o perspectivă asupra ceea ce facem noi. Și dacă noi putem face, cu siguranță că puteți face și voi. Așa că încă o dată mulțumesc, butonul de abonare, like-ul și, bineînțeles, calitatea de membru, dacă o apăsați, ne ajută foarte mult. Haideți să mai citim câteva mesaje, pentru că deja suntem 31 de persoane pe live cu 41 de like-uri. Din suflet vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi și pentru faptul că îmi lăsați mesaje. Este important și, așa cum v-am spus, încerc să răspund la absolut toate mesajele. Dacă nu răspund, vă rog să mai înscrieți încă o dată, că atunci poate din greșeală lăsați vreun mesaj, dar să știți că pe toate le iau la rând și ore în șir stau uneori noaptea să le citesc și să pot răspunde la ele. Așadar, Carl ne spune, vă salutăm cu mult drag din Germania. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți alături de noi. Sper că sunteți... vai de capul meu, trebuie să mă opresc acum. Trebuie să vă opresc din mesaje și de citit. Și vreau să-i mulțumesc la Mirela, a luat calitatea de gold. Mulțumesc din suflet. Avem un membru nou pe canal. Mirela, din suflet îți mulțumesc. Și uite aici, s-a ridicat părul pe mine de emoții. Da, îți rămân recunoscătoare. Mulțumesc din tot sufletul. Așadar, să mergem mai departe, să răspundem la Carl. Te salutăm și noi cu drag și îți mulțumim pentru faptul că ești aici alături de noi. Foarte mulți oameni din Germania ne urmăresc și asta nu face decât să ne bucure și să apreciem această situație. Și Mândan Iordan ne spune, desigur sunt abonat, clar, mulțumesc. Eu știu că cine vede vlogurile pe acest canal, știu că va reveni și a doua oară, pentru că am văzut asta din foarte multe comentarii și repet încă o dată. Dacă vă uitați la un vlog de-a nostru, apreciez faptul că lăsați acele mesaje și eu încerc să răspund, dacă ați văzut, la fiecare mesaj. Unele sunt de hate și cele care aduc atingere, cum să spun eu, asupra perspectivei vieții omului, adică dacă sunt jurături foarte grosolane, atunci le șterg. Dacă sunt amenințări la adresa mea, a familiei mele, le șterg. Dacă sunt amenințări sau injurii la adresa comunității din care noi provenim, le șterg. Și tot așa. Dar dacă sunt critice, dacă sunt, eu știu, chiar și ele mai negative, la toate încerc să răspund cu argumente. Dacă pot, dacă nu, îl las pe om în drumul lui, pentru că asta este. Noi încercăm să recuperăm fiecare suflet, dar dacă nu putem, nu putem. Așadar, și Mândan Iordan ne spune, și eu sunt arădean. Vă mulțumesc, stimate arădean, și vă felicit și... abia aștept să ne vedem. Dacă sunteți în zonă sau dacă veți veni odată prin zonă, dați-mi un mesaj și haideți să ne întâlnim, pentru că
eu mă întâlnesc cu foarte mulți dintre abonații noștri. Vreau să vă spun că seara trecută am fost la un eveniment. Nu mi-a venit să cred cât de mulți oameni care au fost la acel eveniment, la Giula, și veți vedea aici pe canal, nu mi-a venit să cred câți oameni de acolo sunt abonați acestui canal. Am fost atât de plăcut, impresionat și de plăcut, surprins să văd atât de mulți oameni pe care, cu regret spun, că nu i-am întâlnit până acum și care m-au tras de mânecă și mi-au spus: domnul Vasile, domnul Vasile, sau Vasile, sau așa, mă strigau fiecare cum doreau. Să știi că te urmăresc, uite, și eu sunt abonat pe canal și îmi place ceea ce faci. Am discutat cu unii despre oportunități, cu alții despre sfaturile pe care le-au primit de aici pe canal și au ajuns să trăiască în Ungaria astăzi, ceea ce pentru mine a fost, vă spun, o onoare și este în continuare o onoare să pot să apar în fața voastră cu astfel de mesaje. Gabi Barbu ne spune: maghiarii sunt un popor tare mândru. Să știi că în general, mândria de popor este una sănătoasă. Pentru că atunci când există mândrie de popor, există și acea parte de onestitate față de oamenii cu care trăiești. Și mă explic. Noi producem cireșe la Bătania. Imaginează-ți cum ar fi ca oamenii din Bătania să nu cumpere cireșele de la noi și să le cumpere doar alții din altă parte și respectivii să cumpere cireșe din altă parte. La fel ca și cum eu îi sfătuiesc pe români să cumpere laptele de la producător român, să cumpere brânza de la producătorul român, să cumpere carne de la producătorul român, să cumpere ouăle de la producătorul român, pentru că atunci producătorul român face bani și își dezvoltă afacerea și oferă locuri de muncă în România românilor. Dacă se va întâmpla altfel, dacă ai cumpărat ouă poloneze, ai dezvoltat business-ul în Polonia. Dacă ai și salariile se plătesc acolo. Aia înseamnă că salariile care se plătesc în Polonia nu se plătesc în România. Și așa mai departe. Adică ar trebui să avem grijă unii de alții și să sprijinim economia locală exact din treaba asta. Și dacă unii vor să fie naționaliști, asta este cea mai importantă măsură de naționalism. Eu am trăit măsuri naționaliste în Canada, în care canadienii spun: sunt mândru că sunt canadian, sunt mândru că mănânc doar carne canadiană, sunt mândru că îmbrac doar haine canadiene. Și cea mai tare chestie care am văzut-o, ei își pun eticheta inclusiv pe chiloți. Și dacă produc hainele în China sau în absolut oriunde pe planetă, nu uită să treacă pe produs și pe eticheta produsului fabricat în China pentru Canada. Asta am învățat, este o lecție de naționalism pe care am primit-o. Și asta cred că este foarte sănătos, să fii mândru că aparții unei comunități. La fel cum și noi suntem mândri că facem parte din comunitatea românească de la Bătania și sunt mândru că avem niște oameni atât de frumoși alături de noi și credeți-mă, și vecinii noștri maghiari și vecinii noștri români de acolo din Bătania, toți sunt niște oameni absolut deosebiți. Iar asta ține de educație și de modul în care am fost crescuți de părinții noștri. Bun. Tot Gabi ne spune: dar limba e cam ciudată și foarte grea. Ei, aici trebuie să spun, ciudată nu știu, că fiecare limbă este în felul ei. Dar nu este o limbă ușoară. Nu este o limbă absolut deloc ușoară. Și îți trebuie ceva perseverență să poți să o înveți. Nu e imposibil. Dacă unul a învățat, e clar că poți să o învețe și alții. Eu sper să ajung la un moment dat să vorbesc limba maghiară. Și să vă mai spun o chestie, apropo de chestiunea cu limba. Eram odată cu Vio și cu Alex. Cred că eram în Toronto, mergeam cu autobuzul și în autobuz, ce să vezi? Două persoane vorbeau limba maghiară. Nici nu vă dați seama ce tare ne-am bucurat că am auzit la mii de kilometri de casă, am auzit limba maghiară. E adevărat, n-am auzit limba română, am auzit limba maghiară. Cum știm două, trei cuvinte, bineînțeles că ne-am băgat în seama, acum mă știți că dacă am ceva de spus, o spun imediat și imediat m-am băgat în seama cu oamenii. Deci au rămas perplex când au auzit de la noi câteva cuvinte în maghiară și după aceea am trecut, bineînțeles, în engleză și am discutat cu ei. Și
Ei erau de la Budapesta, dar când au auzit că noi suntem de la Bătania, nu știu unde e Bătania, le-a spus în apropiere de Békéscsaba și Szeged. În momentul ăla oamenii s-au muiat, au fost nota 10. Așadar, orice limbă în plus este foarte bună. Copiii noștri vorbesc trei limbi. Vorbesc limba engleză, vorbesc limba germană și vorbesc limba română. Noi ne dorim ca în viitor să vorbească și limba maghiară. Asta dacă își doresc. Noi încercăm să le oferim această opțiune, dar, așa cum spuneam, nu depinde de noi. Mirela Dibela, încă o dată îți mulțumesc pentru calitatea de Gold Member pe care ai luat-o în această seară. Sunt onorat pentru ceea ce ai făcut pentru canalul nostru. Și Mirela îmi spune, noi îți mulțumim pentru tot. Eu îți mulțumesc pentru faptul, în primul rând, că ați venit aici pe canal și atât de mult mă bucură când văd oameni frumoși care își doresc ceea ce ne dorim și noi. Liniște și o viață bună. O viață bună nu înseamnă o viață cu mulți bani și să mergi la terase și la muzică live de nu știu ce. Nu. Viața bună înseamnă atunci când poți să stai cu familia ta și să te bucuri de timpul tău cu familia ta împreună. Și cred că asta caută foarte mulți oameni. Gabi Barbu spune, am avea și noi nevoie de politicieni precum Victor Orban. Eu nu comentez ceea ce se întâmplă în politică. Sincer, nu m-a interesat, nu mă interesează și sper să-mi păstreze Dumnezeu năravul și să mă țină cu capul pe umeri, să nu-mi doresc niciodată politică. În acest moment vă spun, nu-mi doresc și sper nici pe viitor. Nu vreau să fac politică. Dacă vroiam, puteam să fac. Ce pot să spun este că în momentul în care Victor Orban a venit prim-ministru în Ungaria, nouă ne-a scăzut factura la întreținere, ne-a scăzut prețul la curent și, bineînțeles, că au scăzut anumite prețuri. Că acum prețurile s-au mai dus în Ungaria în sus și așa mai departe, să știți că prețurile s-au dus în sus peste tot în lume. E adevărat că în Ungaria, spre exemplu, o parte foarte bună naționalistă și o veți vedea în podcast România, acolo unde l-am invitat pe Bogdan și vă sugerez, dacă aveți răbdare și aveți timp, să urmăriți acel podcast, veți asculta foarte clar faptul că maghiarii nu sunt interesați de euro, nu sunt interesați de valută, ei sunt interesați de moneda locală, națională, forintul. Și într-adevăr, atunci când tu stai pe forint ani de zile la anumite prețuri și dintr-o dată prețurile se duc în sus, pentru că peste tot în lume se duc în sus, atunci te șochezi. Dar în România foarte greu te șochezi când știi că tu plătești telefonul 30 de euro. Păi euro îl plătești indiferent. Bineînțeles că plătești lei, dar la contravaloarea în euro. Așa că psihologic tu ești obișnuit cu fluctuațiile. Dar atunci când tu ai prețuri fixe și ele nu cresc, la fel s-a întâmplat și în Canada. Canadienii au fost șocați de prețurile, mai ales la mâncare, când s-au dus în sus, pentru că ei ani de zile au fost obișnuiți să plătească atât. Cât era, atât era. Nu existau fluctuații ale prețurilor. Noi ca români, știți cum, ca de obicei, antrenați la maxim pentru orice. Ceea ce nu este foarte corect pentru popor. Pentru că poporul trebuie să plătească factura în moneda în care este plătit. Nu trebuie să-i calculezi în euro dacă tu îi dai lui lei. Că acolo cineva șmecherește. Dar, repet, nu fac politică și nu vreau să fac politică. Wardon Keto, Doamne ferește! Deci, tocmai am explicat mai devreme ce înseamnă Doamne ferește. Și nu aș merge mai departe, că ar fi incorrect din partea mea să vorbesc despre politica maghiară, pentru că nu este menirea mea să vorbesc despre treaba asta, dar aici mă opresc, nu vreau să continui. Și Mândan Iordan spune, țin să îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi, mai ales pentru că tu ești natural și simplu. Mulțumesc foarte mult! Încerc să rămân simplu și natural, așa cum am fost întotdeauna și cei care mă știți și unii mă știu de foarte mulți ani, am încercat și încerc să rămân același om, pentru că la urma urmei viața despre asta este. Să știm să trăim și să fim într-o armonie perfectă. Așa cum v-am spus și o tot repet, eu seara nu pot să pun capul liniștit pe pernă știind că astăzi
puteam să-l ajut pe un om și nu l-am ajutat. Mă mustră conștiința. Dumnezeu mi-e martor că n-aș putea o zi să stau liniștit. Și dacă eu aș face chestia asta, chiar dacă n-aș fi liniștit, ar fi viu în spatele meu și cred că m-ar lua cu mătura la viteză. Pentru că ea este omul foarte puternic din spatele nostru, care nu vă dați seama ce suflet are. De asta ne-am și căsătorit acum 1 milion de ani. Să ne dea Dumnezeu sănătate, să stăm mai mulți. Walden Kettle zice, am făcut și eu PD, PDL, PNL, PR ecologiști, PMP, o găleată de bip-bip-bip, sunt toate. Repet, politica e politică și de asta nu mi-a plăcut, nu-mi place și sper să nu-mi placă niciodată, pentru că nu face parte din valorile la care eu ader și am aderat. Eu nu cred că credința și politica pot să aibă loc în același ahar. N-au cum. Și atunci când ai credință, mă rog, chestia cu politica e... Cum ar spune americanul, not my type. Adică nu e pentru mine treaba asta. Să facă alții, să le dea Dumnezeu înțelepciune și putere, pentru că trebuie să ai stomac și trebuie să ai putere să poți să negociezi foarte rece niște lucruri pentru niște oameni. Și știind că în timp ce tu negociezi pentru niște oameni, îi rănești pe alții. Daniel Constantin, Pușcașu, sunt Daniel din Germania, peste 2 săptămâni vin la Botonia să cumpăr o casă acolo. Sper să ne vedem. Te așteptăm cu mare drag și nu uita să-mi lași un mesaj. Mi-ar face mare plăcere să ne întâlnim și să ne plimbăm pe străzile din Botonia. Poate mergem și la Corona. Corona este cel mai cunoscut restaurant din Bătania. Și dacă dă Dumnezeu, sperăm să mai avem un restaurant foarte cunoscut care să-și deschidă porțile. Sperăm ca proprietarii să se hotărască odată și să deschidă locația de care am discutat de atâtea ori. Și n-aș vrea să dezvălui, dar aș vrea să o filmez. De asta încerc să mă păstrez. Dar, repet, putem să mergem și la o cofetărie, la o înghețată, la o prăjitură, pentru că sunt mai multe cofetării în Bătania și... Repet, chiar dacă suntem comunitate mică, nu înseamnă că nu avem cofetării. Totul până la cofetărie. Lăcrimioara, bună seara din Sicilia. Bună seara, Lăcrimioara, și mă bucur că și în seara asta ești alături de noi. Bucuria este de partea noastră și sufletul îmi crește de bucurie atunci când văd că reveniți pe canal fiecare dintre voi și faptul că îmi transmiteți aceste mesaje, întrebări, nu face decât să-mi crească inima de bucurie. Apropo, 36 de persoane cu 47 de like-uri. Mulțumesc tuturor pentru faptul că suntem în seara asta împreună aici pe canal și sunteți absolut extraordinari. Și, repet, aștept mesajele voastre, sper să pot să răspund în seara asta la absolut toate mesajele. Săptămâna asta, cum am fost în toată media românească, am primit mii și mii și mii de mesaje. Nici n-am apucat să răspund la tot, am încercat în măsura posibilităților, așa, dar voi reveni la fiecare mesaj să răspund, pentru că din mesajele primite eu am înțeles ce trebuie să fac și sunt convins că în zilele următoare voi reuși să ajut acei oameni care mi-au solicitat ajutorul. Așa, World on Keto, și eu am fost vicepreședinte de filiale, o adunătură... Da. No comment. Atunci când este vorba de politică, vă rog să mă înțelegeți că nu vreau să comentez. Nu comentez nici evenimentele internaționale, nu comentez nici politica, nici știrile nu le comentez. Eu vorbesc despre viața noastră din Bătania, despre viața noastră din Ungaria, despre viața mea și a familiei mele, pe care ați văzut-o, este extraordinară. Da, Vio nu vrea să apară la cameră din motive cât se poate de obiective pentru ea și îi respect decizia asta. Copiii apar așa cum pot și ei răsleți. Alex, spre exemplu, astăzi nu are cum să apară pentru că este la București, la o competiție de atletism. Va veni mâine, cred că vine înapoi acasă.
Iar David la ora asta se pregătește de culcare pentru că începem o nouă săptămână, o săptămână destul de grea pentru noi. Urmează câteva zile de foc în care eu sunt ocupat undeva în jur de 20 de ore pe zi, așa că va fi foarte greu. În zilele care urmează va fi foarte greu pentru mine să stau sus, pentru că voi avea foarte multe chestiuni. Am la lucru niște lucruri pe care trebuie să le termin și plus că mai am niște proiecte deschise pe lângă serviciu și acolo unde am promis că mă implic, mă implic total și vreau ca săptămâna asta, adică în următoarele 10-9 zile, așa, să închid și proiectele despre care vă spuneam. Walden Keto ne spune, am zis, Doamne ferește, de amenințări și ce ziceați. Da, noi de când am deschis acest canal am primit amenințări și am primit amenințări cu moartea, am primit amenințări că voi fi bătut la adresa familiei. Pe unii dintre respectivii am încercat să-i blochez și pe Facebook, și pe YouTube, și pe Instagram și așa mai departe. Unii au mers puțin mai departe și au făcut și alte lucruri, nu e nicio problemă. Există un Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Nu am renunțat la canal și eu vreau să mergem mai departe pentru că ceea ce mi s-a reproșat este că prezint Ungaria într-o lumină prea frumoasă și că prezint maghiarii într-o lumină prea bună. Eu spun în felul următor, nu mă interesează să-i prezint pe unii mai frumoși sau mai urâți decât sunt, ci să-i prezint așa cum sunt. Iar dacă oamenii fac lucruri faine, de ce să spun că fac lucruri rele? Dacă oamenii sunt extraordinari, de ce să spun că sunt oameni răi? E adevărat că unii îmi spuneau să nu mai vorbesc frumos despre Ungaria, că se vor muta românii acolo și că o să strice Ungaria. Greșit! Omul este om indiferent unde merge pe planeta asta și dacă este om bun în România, va fi om bun și în Ungaria. Dacă este om rău în România, va fi și acolo. Diferența este că în Ungaria legile se și aplică și nu prea ai timp să faci anumite chestiuni pentru că imediat ești pus la punct. Și aici iarăși vin să deschid o paranteză. Magazinele se închid, marea majoritate a magazinelor se închid sâmbătă la prânz, așa că degeaba te duci tu să faci furtună într-un pahar cu apă, că nu găsești. N-ai cui să faci furtună într-un pahar cu apă, că nu găsești decât deschise magazinele internaționale. Aici mă refer gen Lidl, Penny, ce mai avem în Ungaria? Și astea de bricolaje care sunt la distanță foarte mare de noi, așa că mai aproape e România să vii la cumpărături dacă vrei. Bun, dar cu asta am închis-o, deci nu poți să te duci la alte cumpărături și alt gen de activități. Apoi, iarba la stradă trebuie tunsă. Indiferent că îți place, că nu-ți place, vine inspectorul de la primărie și îți face poză, îți dă o scrisoare oficială în care te anunță că ai la dispoziție 3 zile să-ți tunzi iarba. În caz contrar, îți dă acolo lista de argumente. Amenda este de 400 de euro și nu poate fi contestată. Mare atenție! Amenda pentru iarbă, pentru buieni, nu poate fi contestată. Costă 400 de euro și se aplică pe o normă europeană care există și în România. Ea este la nivelul Uniunii Europene și pe baza aia sunt amendați toți cei, nu doar românii, nu doar sârbii, ungurii, toată lumea. Ea se aplică tuturor, absolut tuturor. Apoi, dacă ai casa neîngrijită, adică îți pică tencuiala de pe casă, îți cade țigla și așa mai departe, nu e nicio problemă. Inspectorul vine, face poză, îți dă o scrisoare în care îți dă un termen în care tu trebuie să faci reparațiile urgente și te anunță că tu trebuie să-ți refaci casa într-un anumit termen. Ăsta este și motivul pentru care unii pleacă și vând casele ieftin, pentru că ei trebuie să facă niște reparații la case. Dar nu vi se pare normal să fie așa? Eu așa zic că mi se pare normal. Deci, indiferent cine vine în Ungaria, indiferent unde locuiește în Ungaria, trebuie să respecte, în primul rând, normele de bun simț.
Și eu cred că oricare dintre voi, dacă stați într-o casă, sunt convins că nu cade pe voi. Și despre asta e vorba. Eu nu ți impun să zugrăvești într-un fel, să o faci, ci să nu accidenteze oamenii care trec pe lângă ea. Mi se pare de mare bun simț și de absolută nevoie. Așa am început și noi, spre exemplu, să renovăm casa, pentru că pur și simplu s-a scorojit tencuiala de pe casă. Și când am început să lucrăm la ea, ne-am dat seama că trebuie să facem niște lucrări mai profunde. După ce am început lucrările mai profunde, am insistat, dacă tot avem șantier, să ne apucăm și de alte lucruri. Și acum revin la ceea ce spuneam, că ne apucăm de treabă. Dacă tot am început lucrările, e adevărat că ne-am extins un pic mai mult decât ne permite plapuma, dar plapuma noastră sperăm să încet, încet să acopere bucăți din ceea ce avem de plătit. Ne-am apucat de un depozit pentru cireșe, facem o magazie și așa mai departe. Toate lucrurile astea le facem în acest moment și ne-am apucat de treabă, vă spuneam. Săptămâna asta deja sperăm să fie gata o parte din magazia pentru cireșe, pentru că magazia respectivă, depozitul, va fi unul termic. Și va fi unul care păstrează temperatura suficientă să păstreze cireșele la o temperatură încât să le putem vinde în 3-4 zile. Să nu mai fim nevoiți tot ce scoatem din livadă în ziua aia să și plece din livadă. Ele se poate să stea acolo, cei care vin după ele să aibă timp liniștiți și în tihnă să se poată ocupa de ele. Asta este simplu motiv și asta facem acum. Și nu ne-a impus nimeni să facem treaba asta, nu ne-a cerut nimeni să facem treaba asta, o facem noi așa cu știința și cu puterea pe care o avem, puterea financiară. Că nu suntem nici bogați, nu suntem nici săraci, dar nici nu vrem să facem lucrurile de mântuială. Da. Mirela ne spune, o salutăm și pe Vio, corect, acceptăm modul ei de a fi persoană mai rezervată pe canal, pentru că în realitate sunt convins că e o superbă persoană. Așa este. Deci este cea mai minunată persoană din viața mea, pe lângă copiii pe care îi avem. Credeți-mă, este absolut deosebită și Vio este cea care îmi dă energia de care am nevoie în fiecare zi. Mai bine spus, este un fel de Red Bull pentru suflet, la mine. E aici, într-o cameră alăturată. Stă și ne privește și ne răspunde. Bă, uite aici, vezi ce răspuns. Da, așa este și sunt convins că cei care o cunoașteți, știți despre ce vorbesc, cei care nu o știți, imaginați-vă cam cum ar putea să fie o astfel de persoană puternică, foarte puternică și care își vede de treaba ei și care muncește foarte mult și apreciază treaba asta. Apropo, să știți că eu fiind un om plecat foarte mult timp, din păcate o mare parte din problemele casei rămân pe umerii ei. Și dacă mă întrebați de numărul de telefon al unui constructor, este la Vio. Dacă mă întrebați de numărul unui electrician, este la Vio. Dacă vreți, deci cam tot ce este de lucrat acasă, toată ordinea este păstrată la Vio și ea are toate lucrurile făcute. Așa că este un bun organizator. Da. World Enquete, o civilizație. Exact ca în România, nu se aplică decât dacă faci reclamații și ești cineva. No comment. Dar știu că și în România, mai ales în ultimii ani, s-au luat măsuri în sensul ăsta, pentru că este o buriană invazivă care produce alergie și care deranjează foarte mult. Și am înțeles că pe baza acestei plante s-au luat foarte multe măsuri, în sensul că se mai aplică amenzi, mai merge poliția locală să se mai tundă iarbă. Ce a rămas șocat, da, și bine că mi-a adus aminte, este că anul trecut, spre exemplu, am fost într-o localitate din România, Iratoșul se numește, este chiar pe granița cu Ungaria, am fost la o nuntă, de fapt, și ne-am dus la cineva, la mireasă ne-am dus acasă și de acolo trebuia să mergem la restaurant. Ei, când am plecat din Iratoșul, îmi pare rău că trebuie să o spun aici pe canal, dar am plecat cu o teamă foarte mare din cauza burienilor care erau pe marginea drumului. Deci noi din mașină nu vedeam absolut nimic stânga-dreapta de burienile care erau acolo. Deci așa eram. Pentru că drumul șerpuia practic prin niște lanuri de burieni, de zici că era într-un film din ăla de groază.
Și asta, pentru asta să știți că nu trebuie mare lucru decât să pui un utilaj care să taie burienile de pe marginea drumului, din șanțuri, pentru că sunt oameni care au șanțuri. Dacă tu vrei să ai un șanț, imediat să are cineva că e șanțul lui. Dar când are burieni în șanț, din păcate nu le tunde. Dacă vrei să pui un semn că vinzi gogoși pe marginea drumului, imediat sare cineva că el este administratorul locului și bineînțeles că nu poți să pui că el e administrator, trebuie să-i plătești o taxă. Ei, acel cineva nu sare să-și tundă burienile în momentul în care trebuie și așa mai departe. Și de aici pleacă tot, de la modul în care tu privești jobul pe care îl ai. Dar asta, repet, ține de o chestie de educație. Ok, Mirela ne spune, cam așa sunt soțiile pentru soț, o energie și o organizatoare, copii, casă. Exact așa este. Deci asta este Vio, ați descris-o, energie, casă și foarte multe lucruri pe care le face pentru familia noastră. Gordon Kettle, ce vezi că nu este așa despre ambrozie. Este minciuna secolului, alergiile sunt din cauza carențelor și a alimentației. Ambrozia este planta cea mai puternic decontaminantă de soluri. Nu știu ce să spun. De ambrozie vorbeam și eu, nu mi-am adus aminte cum se numește. Pot să spun doar că eu am o colegă la alergare care este alergică la ambrozie și în perioada în care ambrozia este în floare, ca să zic așa, noi alergăm pe o faleză foarte lungă, ea are în jur de 12 km și jumătate și când alergăm pe o porțiune a falezei respective, mergem pe lângă o pădure și acolo când este ambrozia mare, se sufocă. Pur și simplu nu poate să respire. Când am plecat de acolo, în 10 minute trece. Dacă asta este o coincidență sau nu, nu pot să mă exprim. Mirela ne spune, într-o zi sper să ne cunoaștem, Vio, cu mare drag. Deci, când veniți la Bătania, sigur o să ne cunoaștem. Pentru că eu sunt convins că veți veni la Bătania și abia aștept să veniți. Am vorbit cu administratorul strandului de la Bătania și i-am povestit de voi și de ceea ce faceți voi, de business-ul pe care îl aveți în Germania și why not? Orice colaborare este binevenită. Și dacă vreodată veți avea nevoie să vă prezentăm în stânga sau în dreapta, noi o facem cu mare drag și, repet, total dezinteresați, pentru că atunci când ne-am asumat acest rol aici pe canal să îi ajutăm pe unii și pe alții, ne-am promis că o să o facem așa cum am plecat la drum. Cum se spune, goi și fără niciun interes. Pentru că noi am primit ajutor foarte mult în viața asta, de la oameni pe care nu i-am văzut și nu i-am cunoscut niciodată și care au făcut-o dezinteresați, exact așa cum încercăm să facem și noi acum. Și știți cum e, nimic nu e mai frumos decât să oferi ceea ce ai primit tu la rândul tău. La vremea respectivă nici nu ne-am dat seama de unde vine și de multe ori și astăzi ni se întâmplă să primim ajutor de la niște oameni pe care nu i-am văzut și nu știm măcar de existența lor, dar ei totuși ne-au ajutat fără să ne cunoască, doar din dorința de a face un bine. Așa, Warden Keto zice, are deficiență de vitamina D3 și intestin permeabil plus, că se hrănește cu cereale, carbohidrați, zahăr și ulei de floarea soarelui. Să știi că nu este așa. Colega de care vorbesc știu ce mănâncă, știu cum mănâncă și mai ales știu cu ce se hrănește. Cam din ceea ce ne-ai descris aici, cam niciuna dintre produsele astea nu le folosește. Din alte motive, pentru că este o sportivă de înaltă performanță și exact lucrurile astea le evită. Zahărul, uleiul de floarea soarelui și uleiurile în general, carbohidrații, noi avem hrană pe carbohidrați doar în anumite perioade și, ia să vedem ce mi-ai zis aici, se hrănește cu cereale. Nu. Pentru că mănâncă atât de puțin încât trebuie să mănânce eficient. Eu acum să știți că sunt gras, dar în comparație cu ceea ce eram în perioada competițională, sper să revin înapoi la perioada competițională după accidentarea pe care am avut-o
Și chiar astăzi vorbeam cu Vio că trebuie să tractare, să mă refac puțin și pentru asta va trebui să mai fac o eliminare de activități din programul meu și să pot să mă reîntorc inclusiv la meniul pe care îl aveam în urmă cu vreo 2 ani de zile, sau până acum 2 ani, sau un an și ceva, 2 ani, în care toate lucrurile astea de care tu spui erau eliminate. Așa. Abri El Music. Multă sănătate și toate cele bune, mult succes să realizați în tot ceea ce vă propuneți. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi. Mirela ne spune, din suflet vă mulțumim, am înțeles că sunteți oameni puri și foarte faini, rari în zilele de astăzi. Mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim din tot sufletul, mai ales pentru faptul că sunteți alături de noi și pentru faptul că doriți liniște. Asta este foarte important și când găsim oameni așa, nu putem decât să ne umplem sufletul de bucurie. Gordon Keto zice, sunt health coach, naturofat, keto coach, nutriționist și antrenor și preparator fizic, ca fapt divers. Ceva este sigur, nu cunosc cazul. Da, probabil că nu cunoaștem cazul, dar eu vă spuneam că asta este situația. Noi am făcut sport de performanță, încă ne ținem că facem sport de performanță, nu mai suntem la performanțele pe care le aveam în urmă cu câțiva ani de zile, dar vreau să mă credeți că persoana despre care vorbesc este una dintre cele mai bune alergătoare din România pe distanțe lungi. Da, distanțe lungi undeva până 6 ore și 6 ore de alergare. Și a deținut recordul național pe alergarea de 6 ore. A fost campionă națională la alergarea pe 6 ore. Și este una dintre cele mai bune alergătoare din lume pe distanța de 6 ore. Așa că știu despre ce vorbesc și să știți că nu este la prima tinerețe. Adică, mă rog, nu e în vârstă, dar nu e nici de 20 de ani. Dar, repet, și duce o viață de sportiv de foarte mulți ani. De foarte, foarte mulți ani. Așa, uite aici Avio și cu Mirela deja au intrat în contact și mă bucur că reușiți. Așa, zice Paula Ivan, a fost și antrenoare și profesoara mea. Da, o cunosc pe Paula, am colaborat și poate că va mai veni momentul să colaborăm pentru că eu o perioadă m-am și ocupat la clubul din care noi facem parte, de secția de ultraatletism, în perioada în care am avut participări nu doar naționale, ci și internaționale la cel mai înalt nivel, adică de campionat european și campionat mondial. Dar asta este. Cum se spune, ce a fost, a fost. Abri El Music, cât timp alocați dumneavoastră pentru relaxare după activitățile pe care le aveți? Cam ce anume faceți pentru a vă relaxa după o zi activă și a păstra mintea liniștită și fără stres? Ei, hai să vedem cam ce facem. Deci, în primul rând, de 5-6 ori pe săptămână am o discuție cu Dumnezeu. Și aici nu glume și nu aș vrea să vă șocați că este așa, dar așa numesc eu perioada în care merg să alerg. Atunci când alerg, pur și simplu mă deconectez total. Ăla este momentul în care corpul meu și mintea mea lucrează la cu totul și cu totul altă sferă. Și acolo simt eu că mă relaxez. Ăla este momentul zero. Așa. Chiar dacă pare paradoxal, mă relaxez prin muncă. În sensul că dacă montez un vlog sau dacă răspund la multele întrebări pe care le primesc de la urmăritorii noștri pe canal, să știi că asta o fac în timp ce sunt relaxat, nu o fac stresat. Și pur și simplu mă las dus de valul respectiv și uit de altele. Și în momentul ăla este ca și cum aș fi tras un pui de somn. Deci cam asta este. Și bineînțeles că din când în când mai împică bine câte un somn așa profund, așa cum a fost și astăzi, spre exemplu, că am ajuns destul de târziu aseară, undeva aproape de ora 12 am ajuns acasă,
pentru că am fost la o filmare, tot pentru canalul nostru de YouTube, și am ajuns acasă și după ce am ajuns acasă, am mai stat un pic după ce am făcut un duș, am mai stat cu Viola povești, m-am uitat un pic la televizor și cel mai important este că am dormit de la ora 1 de azi noapte până undeva spre ora 10 azi dimineață. Și asta a fost, cred că, unul dintre cele mai lungi perioade de somn din ultimele săptămâni. Deci cam așa mă relaxez. Așa. World on Kettle, ce meditație, mers desculț prin grădină. Da, și asta este o posibilitate, mai greu acum din cauza frigului. Deci mers vara. Și apropo de chestiunea asta, nimic nu este mai mare plăcerea decât să umbli pe iarbă sau să umbli pe pământ desculț. Pentru mine asta, contactul cu pământul este maximă. O, salutare, Anico! Este cu noi Anico din Canada. Salutări și săptămâna aceasta din Toronto, de la mine și Russell. O, vă salutăm cu drag și vă pupăm și pe tine și pe Russell. Anico este absolut deosebită și te pupăm din tot sufletul. Sunteți niște oameni absolut deosebiți și îți mulțumesc că ești cu noi și astăzi. Grounding-ul este sfânt, ne spune Waldon Keto. Dacă așa se numește, înseamnă că așa este, n-am știut cum se numește, doar că l-am practicat mergând cu picioarele goale pe iarbă și noi, în general, prin curte, prin iarbă, umblăm desculți, pentru că așa este cel mai sănătos. Și copiii, când se joacă în curte, le-am cumpărat acolo, să vedeți pe imagini, dacă vă uitați în curte, este un leagăn pe care niciodată n-a funcționat. Leagănii l-au folosit mai mult ca și poartă pentru fotbal. Și ei, în general, stau desculți, dacă se poate, pe iarbă. Doar în anumite perioade mai stau cu papuci, alerg cu papuci. Dar, repet, în general, dacă așa se numește grounding, atunci facem grounding. Așa. Bun. Aș vrea să închei acum, dacă se poate, acest live și să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați fost alături de noi. Aștept în continuare mesajele voastre, pentru că mă bucur atunci când primesc mesaje din partea voastră, este absolut deosebit. Nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de abonare, pentru că asta ne ajută foarte mult, așa cum vă spuneam și în timpul acestui live. Și cei care doriți, dați și o distribuire a videourilor noastre pe Facebook, asta ne ajută și mai mult să ajungem în mai multe case. Ce să spun? Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase pe care le primesc, pentru mesajele pe care mi le adresați în fiecare săptămână. Și nu uitați, atunci când postăm, să apăsați butonul de like și să-mi lăsați un comentariu. Asta ne ajută la noul algoritm de YouTube, care este puțin modificat în această perioadă și, bineînțeles, că se ia după like-urile și după mesajele pe care le primim de la abonați. Și dacă ne salutați doar prin acele comentarii, ne ajută foarte mult. O, n-aș vrea să închid până nu salutăm și pe canadianul, zice, te salut și eu din Waterloo, good job, mulțumesc foarte mult. Mirela, vă dorim o săptămână superbă și bunul Dumnezeu să aibă grijă de voi, am distribuit, mulțumim din tot sufletul. Ne salută și Iulian Husein. Te pupăm cu drag, Vio, îți spune Anico, foarte frumos, vă mulțumim tuturor și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi. Așa cum vă spun de fiecare dată, până data viitoare, să trăiți sănătoși, să ne vedem cu bine!